Partidul Social Democrat a obținut o victorie zdrobitoare în Mehedinți. În ciuda faptului că la nivelul județului nostru turismul electoral a fost în floare, aproximativ 25.000 de oameni votând pe listele suplimentare. Aladin Georgescu, președintele PSD Mehedinți, și Marius Creciu, președintele executiv PSD Mehedinți, au ținut astăzi o conferință de presă în care au mulțumit mehedințenilor și severinenilor pentru faptul că au rezistat presiunilor făcute de liberali și au votat în număr covârșitor Partidul Social Democrat. Bună ziua și bine ați venit la sediul organizației PSD Mehedinți. Așa cum probabil știți deja, Partidul Social Democrat a câștigat alegerile parlamentare, atât în județul Mehedinți, cât și la nivel național, din fericire pentru toți românii. Nu este o surpriză, cred că, pentru nimeni, că tot Partidul Social Democrat a câștigat alegerile în Mehedinți și asta pentru că întotdeauna am tratat cu seriozitate ceea ce trebuie făcut de către noi pentru mehedințeni și lucrul acesta s-a văzut de fiecare dată atunci când s-a pus problema să fim votați de către dumnealor. Rezultatul obținut ieri este un rezultat bun pentru organizația noastră, în sensul că la Senat avem peste 41%, în timp ce PNL are 35%, iar la Camera Deputaților avem peste 40% și PNL-ul are tot 35%. În primul rând, mulțumesc mehedințenilor pentru votul pe care l-au acordat echipei PSD Mehedinți, reprezentată pe de o parte de candidații noștri pentru Senat și Camera Deputaților, pe de altă parte de mine ca președinte al Consiliului Județean, de Marius Creciu ca primar al municipiului Reșință de Județ și de ceilalți primari ai noștri și consilieri locali și județeni din Mehedinți. A fost o campanie extrem de dificilă și de agresivă din partea Partidului Național Liberal. Și când spun acest lucru, am proprietatea cuvintelor și aș vrea să vă dau câteva date și chiar vă rog să le analizați făcând comparație cu ceea ce s-a întâmplat în alte județe. Ieri s-au prezentat la vot puțin peste 97.000 de mehedințeni. Din aceștia, 24.600 au votat în alte localități decât localitățile lor de domiciliu. Cu alte cuvinte, ieri Partidul Național Liberal în județul Mehedinți a făcut turism electoral. Nu degeaba domnul ministru Virgil Popescu este și ministru la turism. A exersat ceea ce trebuie să facă pentru turism în județul Mehedinți și a început cu turismul electoral. Din acești 24.600 de alegători, cel puțin 22.000 de persoane au fost obligate să meargă să voteze în alte localități. Au fost luate în cea mai mare parte din municipiul Drobeta, Turnul Severin, dar și din majoritatea localităților județului nostru, la presiunea directorului direcției silvice Sorin Nicolicioiu, pentru că toți pădurarii au fost obligați să-și facă listă cu 10, 15, 20 de oameni pe care să-i mute dintr-o localitate în alta și să le controleze votul. Același lucru au făcut și alții directori ai PNL-ului, inspectorul școlar general, directorul de la Hidroelectrica, alți directori la regii autonome la nivel național și, din păcate, au fost ajutați și de poliție, din punctul meu de vedere, și multe alte astfel de deconcentrate. Cu toate acestea, colegii mei, consilieri locali, județeni și primari, nu au cedat. În cea mai mare parte, au dus lupta până la capăt și am câștigat chiar și în acele localități în care liberalii au dus să voteze pe lista suplimentară un număr mai mare decât numărul persoanelor din localitatea respectivă care au votat pe lista permanentă. Ce dovedește asta? Că oamenii, deși au fost amenințați și mulți dintre ei au și primit bani pentru a merge să voteze pentru PNL, nu au ascultat pentru că n-au mai dorit ca PNL-ul să rămână la guvernare și au votat împotriva PNL-ului și au votat cu PSD-ul. Așa se explică victoriile noastre în multe din localitățile în care numărul votanților pe listele suplimentare a depășit numărul votanților pe listele permanente.
Noi ne-am bazat pe votul curat al mehedințenilor și am câștigat. În fapt, n-au putut ei fura cât au putut vota mehedințenii. Asta este cea mai bună dovadă că noi, cei care reprezentăm Partidul Social Democrat în Mehedinți, ne-am făcut treaba în anii precedenți și oamenii au încredere în noi că noi vom face cel puțin la fel de bine și în mandatul care urmează. E adevărat, votul exprimat ieri de mehedințeni este și un vot împotriva politicii duse de guvernul PNL în ultimul an de zile și acest vot a exprimat și dorința acestora de a scăpa România de guvernul PNL. Vom vedea în perioada următoare ceea ce se va întâmpla din acest punct de vedere. Nu pot să ascund faptul că mă bucur foarte mult, așa cum spuneam la început, că la nivel național s-a câștigat la un scor zdrobitor. Vedeți și dumneavoastră că s-au centralizat rezultatele în majoritatea secțiilor de votare din țară și în străinătate și avem o diferență față de PNL cuprinsă între 4,5 și 5%. Urmează să vedem atunci când se va finaliza procedura de numărare și de centralizare a proceselor verbale, dacă și Partidul Mișcarea Populară va intra în Parlament, pentru că în funcție de intrarea PMP în Parlament se va face și distribuirea mandatelor de senatori și de deputați. Indiferent de situație, Partidul Social Democrat va trimite în Parlament un senator și doi deputați. Deocamdată eu atât am avut să spun. Aș vrea de fapt să răspund la o acuzație care s-a făcut azi noapte târziu de către ministrul Virgil Popescu pe Facebook. Ei n-au știut decât să amenințe și să cumpere voturi și să pună în sarcina PSD-ului toate răutățile pe care de fapt ei le-au făcut de când sunt la guvernare. Și mi s-a făcut o acuzație că Partidul Social-Democrat, PSD-iștii, cum spun ei, ar fi oprit curentul în mai multe localități ca să putem noi să furăm. Este o acuzație total nefondată, care îl discreditează pe cel care o face. Și ca să închei așa cu o glumă, aș putea să spun că ministrul energiei fură curent și a furat curentul mehedințenilor din zona de sud, exact când se înceapă numărătoarea voturilor, a avut grijă să oprească curentul. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă zic și eu și încep prin a mulțumi severinenilor și mehedințenilor pentru votul acordat Partidului Social Democrat, dar în același timp îi felicit pe toți cei care au participat la vot, asumându-și anumite probleme, având în vedere această pandemie, anumite pericole, dar oamenii au înțeles rolul democrației și îi felicit pentru modul în care au ales să vină și să voteze. Este, zic eu, din punctul meu de vedere, în primul rând, o victorie a Partidului Social-Democrat, vorbim aici la nivel de țară, a PSD, pentru că foarte mulți ne vedeau deja aruncați la lada de gunoi a istoriei, ne vedeau sub 20%, colom pe urma țărăniștilor, tot felul de idei și tot felul de lucruri neadevărate. S-a dovedit că Partidul Social Democrat rămâne un partid puternic, cu oameni serioși, cu oameni de bază și principala alternativă la actuala guvernare. Normal și de drept, noi sau în jurul nostru ar trebui să se desfășoare viitoarea guvernare, având în vedere că avem cel mai mare număr de voturi, dar va fi greu cu actualul președinte. Tot timpul în acești ani n-au stat decât în spatele nostru și, indiferent de ce spune Constituția, n-au respectat-o și sunt convins că și acum ne vor ocoli în ceea ce înseamnă guvernare. Dar important pentru noi este că am câștigat, că putem fi principala forță de opoziție, că putem construi în această perioadă, în anii care vin. Și am avut de dimineață o discuție cu domnul președinte. Trebuie și noi, la nivel de PSD mehedinți, să luăm anumite măsuri cu cei care au tendința de a trece așa dintr-o barcă într-alta în funcție de interesele proprii, chiar dacă clamează
că e vorba de interesele comune, ale societății, ale nu mai știu cui, nu este normal să treci dintr-o parte într-alta așa și să mai îmbraci și geaca galbenă. Eu zic că lucrurile astea trebuie să înceteze pentru moralitatea societății, pentru moralitatea unui partid. Trebuie să știm fiecare dintre noi pe cine ne bazăm, cum ne bazăm. Va veni o perioadă de liniște, este adevărat. Ne și ajută, ne vom așeza liniștiți la masă și vom vedea pe cine ne bazăm pentru anii care vin. Eu spun că PSD poate construi în liniște, chiar dacă vom fi în, nu vom fi la guvernare și vom fi în opoziție, avem posibilitatea să construim în liniște, să vedem pe cine ne bazăm, să scăpăm de oportuniști, să scăpăm de trădători, pot să spun și lucrul acesta, și împreună să clădim și să formăm o echipă, așa cum am avut-o până acum și cum avem o echipă serioasă, puternică și care să poată câștiga și viitoarele alegeri. Mulțumesc organizației PSD Turnul Severin pentru implicare, colegilor mei. Urez succes domnului senator Liviu Mazilu și celor doi deputați, Alin Chirilă și Cornel Folescu, să ne reprezinte cu cinste, demnitate, să nu uite de unde au plecat și să nu uite că sunt principala noastră voce în Parlamentul României, atât a municipiului cât și a întregului județ. O să avem nevoie de ei, de vocea lor, pentru interesele județului, așa cum și ei au nevoie de sprijinul organizației. Încă o dată îl felicit și pe domnul președinte pentru rezultatul obținut. Vom vedea în continuare, în zilele următoare, ce se va întâmpla, dar eu vă spun că suntem pregătiți pentru oricare dintre variante și să venim la guvernare, dar în același timp, dacă vom fi în opoziție, avem timpul necesar să ne pregătim viitor. S-a văzut ieri, românii n-au încredere în dreapta, n-au încredere în PNL, rămâne doar ca noi, așa cum am început de o perioadă, să ne curățim în interiorul nostru și să fim o posibilitate reală, concretă, pentru o viitoare guvernare, pentru că oamenii ne vor, au încredere în noi și e păcat să ne batem joc de încrederea lor. Cu siguranță, după ce vor trece câteva zile și să ne liniștim și noi după această campanie grea, vom face o analiză amănunțită a modului în care fiecare primar de-al nostru, fiecare consilier județean, fiecare membru de partid până la urmă cu funcție de conducere în PSD s-a implicat în această campanie și cu siguranță vom ajunge și la astfel de măsuri, inclusiv de excludere. Excluderea fiind cea mai aspră sancțiune pe care o prevede Partidul Social Democrat. Dacă vom fi la guvernare, au și mai multe obligații. Dacă vom fi în opoziție, cu siguranță trebuie să fie vocea mehedințenilor și a severinenilor în Parlamentul României. Sunt probleme, avem probleme și ei trebuie să ia act de problemele noastre, să meargă la Parlament, să meargă la guvern, să încerce să ne ajute în a rezolva aceste probleme. Știți foarte bine că multe dintre decizii se iau în București, se iau la nivel central și o vorbă, o susținere este imperios necesară, mai ales atunci când te afli în opoziție. Vorbim și noi de aici, avem și noi vocea noastră, dar important este ca acești oameni, repet, să nu uite de unde pleacă, să se implice. Avem experiența negativă a celorlalte alegeri când ne-au plecat doi parlamentari. Sperăm că de data aceasta cei care ne reprezintă să reprezinte Partidul Social Democrat și implicit cetățenii care au ales să voteze PSD și nu numai. E important să facem echipă pentru întreg județul, indiferent de cine și cum a votat.